Domnul Florin Marinache, Technical Consultant în cadrul RomSim Data, iarăși cu o soluție foarte atractivă, IBM Security Curator. Trebuie să mă mărturisesc că m-am jucat și eu un pic cu un demo și mi s-a părut absolut interesantă, să spunem cel puțin. Bine ai venit, Florin! Salut, Iugo! Mulțumesc frumos pentru invitație! Salutare tuturor participanților prezenți la această emisiune! Da, este o soluție pe care IBM o promovează și o soluție consacrată, aș putea spune. Noi, de foarte, mă rog, puțin timp, ne-am uitat și în zona de security. Ca și istoric al companiei, avem multe alte soluții în portofoliu, dar, datorită parteneriatului cu IBM pentru alte soluții, ne uităm și în această, și în această zonă. Astăzi o să vorbim puțin despre Curadar, despre avantajele utilizării unei astfel de soluții și cu ce se diferențiază față de alte soluții de pe piață. Știm că sunt foarte multe provocări de securitate cibernetică fără precedent în ultima perioadă, au pomenit și antevorbitorii mei. E clar că mutarea aceasta masivă la munca, pentru munca la distanță provocată de pandemie a dus la o creștere a numărului de atacuri de phishing. Ransomware-ul continuă să afecteze foarte multe companii. Evident, există și reglementările privind confidențialitatea care pun și ele presiune asupra companiilor. După cum au arătat amenințările recente de ransomware, inclusiv atacurile de succes din Statele Unite asupra unor conducte de combustibil, asupra furnizorilor de carne din Statele Unite, partea aceasta de amenințări sau peisajul amenințărilor a trecut din lumea digitală în cea fizică până la urmă, pentru că vorbim de niște blocaje care se realizează la asset-uri fizice de-a lungul unei întregi țări. Acest lucru nu costă organizațiile doar milioane de dolari în efortul de răscumpărare, de premediere până la urmă, dar afectează atât consumatorii și dăunează și reputației brandului companiilor implicate. Sunt câteva rapoarte pe care IBM X-Force le-a publicat cu ceva timp în urmă, raportând peste 1700 de școli și colegii care au fost afectate de ransomware numai anul trecut în Statele Unite, iar, mă rog, cel mai bun exemplu, să spunem, a fost orașul New Orleans, care a căzut victima unui atac ransomware în decembrie 2019, dar a refuzat să plătească răscumpărarea. Lucrul ăsta i-a costat aproape 9 luni de blocaj și cam 7 milioane de dolari cheltuiți până au reușit să-și recupereze complet sistemele. Asta spune foarte mult despre importanța prevenirii unor astfel de atacuri. Câteva cuvinte despre noi, n-am să insist. Pentru cine nu ne cunoaște, suntem una dintre cele mai vechi companii IT din România. Anul viitor vom împlini 30 de ani. În tot acest timp, noi ne-am mărit portofoliul de soluții, de produse. Avem foarte mulți parteneri atât în România, dar și în afara țării, având două filiale. Lucrăm cu companii de top din România, dar și din afară. Avem și o parte de instruire IT prin centrul nostru IT Training. Revenind la prezentarea de astăzi, e clar, companiile de top, cele care vor performa și în perioada următoare, adoptă schimbarea într-un fără precedent. Resursele lor sunt accesate, așa cum s-a spus, de un număr tot mai mare de constituenți separați și includem aici angajați, furnizori, parteneri și clienți. Practic, acest întreg lanț valoric, toți folosind diferite dispozitive, practic se pot conecta de oriunde. Ei tratează datele ca pe o resursă partajată între utilizatori și comunități, folosind inclusiv inteligența artificială, analizele, pentru a câștiga valoare din datele neexploatate încă și, practic, reutilizând anumite aplicații pentru a deveni mai modulare, mai integrate, pentru a se mișca mai rapid, pentru a dimensiona business-ul după cum este necesar. Evident că aceste companii adoptă tehnologii deschise, hibride, multi-cloud,
pentru a-și coordona și a-și găsi volumul optim de lucru și mediul cloud potrivit. Dar succesul acestei schimbări depinde de o cerință universală, practic nenegociabilă, securitatea. De ce? Pentru că viitorul digital al oricărei companii necesită securitate pentru a oferi încredere, confidențialitate, rezistență, conformitate și așa mai departe. Clienții o cer, reputația lor depinde de asta. Securitatea trebuie cumva să protejeze aceste transformări cheie, dar știm cu toții cât poate fi de dificil. Problema este că mulți văd securitatea ca o abordare ușoară, care se poate realiza cu un efort mic pentru a se conforma, de exemplu, bifăm o căsuță necesară pentru a adera la politici și reglementări. Dar să nu ne lăsăm cumva păcăliți de acest lucru, pentru că în economia digitală, încrederea se va dovedi a fi un avantaj competitiv și nu o cerință de conformitate. Securitatea tradițională nu poate ține pasul, deoarece programele tradiționale de securitate cibernetică nu au fost create pentru a face față nivelului și complexității transformărilor care au loc astăzi în organizații. Executivii din securitate sunt astăzi, să spunem, oarecum stresați de foarte multe activități pe care le-au de făcut, prea multe instrumente de la prea mulți furnizori, prea multă complexitate, dar și prea multe standarde și procese din industrie, mandate de conformitate, iar toate acestea nu pot duce decât la foarte multe alerte pe care trebuie să le gestionez cu un număr de, să spunem, un număr limitat de personal care se ocupe de ele. Este un studiu realizat de Cyber Security Workforce care spune că în domeniul securității cibernetice trebuie să crească forța de muncă cu aproximativ 89%, ceea ce mi s-a părut foarte mult, pentru că e nevoie de de această creștere pentru a utiliza eficient activele critice ale organizațiilor, iar la nivel global se pare că în cifre absolute ar fi nevoie de aproximativ 3 milioane de oameni. Iar pentru, să spunem, a înrăutăți lucrurile, programele tradiționale de securitate încă funcționează în acele silozuri. Sigur, există conexiune între aceste silozuri, dar lipsește cumva vizibilitatea și contextul necesar pentru a obține informații esențiale pentru a ajuta la asigurarea acestei securități și a avansării, să spunem, afacerii în etapa viitoare. O abordare de tipul Zero Trust are scopul de a include securitatea în jurul fiecărui utilizator, în jurul fiecărui dispozitiv, conexiuni, dar asta se întâmplă de fiecare dată. Practic, un cadru Zero Trust oferă și un model clar de investiții, dar nu vine cu instrucțiuni despre cum să fie aplicat și personalizat, astfel încât să răspundă nevoilor unice ale fiecărei organizații. Când IBM interacționează și a interacționat cu clienții, cerințelor au fost de genul că își doresc ca partenerii de încredere să preia o parte din responsabilități, vor să obțină cât mai mult de la investițiile existente în securitate și să nu reconstruiască totul de la zero, vor să folosească inteligența artificială și analiza pentru a reduce problemele prea multor alerte și, în ultimul rând, ei doresc o modalitate simplă de a stabili și de a administra securitatea în restul afacerii lor. Profesorul Edward Deming a spus o frază celebră: informațiile nu sunt cunoștințe. Și să nu facem o confuzie între cele două. Echipele de securitate cibernetică de astăzi au o provocare foarte mare atunci când vine vorba de date. Au acces la petabytes, poate chiar exabytes de date de securitate, dar lipsesc informațiile necesare pentru a înțelege totul. Sunt prea multe informații, dar sunt prea puține cunoștințe. Chiar și pentru organizațiile mature, care posedă capacitatea brută de a colecta, normalizarea, stocarea, corelarea acestor date și folosirea lor în a genera alerte, pur și simplu sunt cumva acoperite de zgomot, de multitudinea de alerte și de informații care abundă. Practic, conform studiilor, 44 dintre alerte se pare că nu sunt investigate. 54 dintre ele sunt legitime, dar sunt ignorate sau nu sunt remediate.
iar 36% dintre organizații recunosc că a ține pasul cu alertele este o preocupare majoră, ceea ce înseamnă că într-adevăr nu pot gestiona eficient acest lucru. Aici intră în joc soluțiile IBM QRadar de gestionare a acestor amenințări, de analiză, de răspuns, practic oferind acea flexibilitate clienților să vadă totul, să automatizeze analiza și securitatea și să rămână cumva înaintea alertelor. Din nou, multe studii spun că 60% dintre companii folosesc 25 sau mai multe de produse de securitate unice, iar 44 colaborează cu mai mult de 10 furnizori. Este aproape imposibil, practic, pentru un analist de securitate care lucrează, să spunem, într-un centru de operațiuni de securitate să învețe, să întreține, să utilizeze eficient atât de multe produse. Iar menținerea lor actualizată și funcționarea corectă devine practic ca o piatră de încercare pentru securitatea și infrastructura IT a unei companii. Practic, orice organizație de securitate suferă astăzi de o lipsă de personal calificat. Așa cum spuneam, acelui studiu, aproximativ 3 milioane de oameni ar fi necesari undeva în 2020, chiar pe fondul acestei pandemii globale. În timp ce 64 dintre organizațiile chestionate au raportat că au un deficit de personal calificat, 56 au considerat că organizația lor este în pericol din cauza lipsei de competențe. Nu o spune IBM, o spun studii independente care practic se aplică întregii industrii. Iar de aceea, soluția SIEM de la IBM oferă această capacitate de a susține pilonii care oferă oricărui utilizator puterea de a aborda cele mai importante provocări. Prima este vizibilitatea completă asupra întregii infrastructuri IT, detectarea amenințărilor cu prioritate, investigații automate și un răspuns integrat. QRadar este soluția IBM oferită de foarte mult timp, este unul dintre soluțiile lider pe piață. Soluție care colectează, clasifică, normalizează, stochează și corelează datele din sute sau chiar mii de surse de date diferite, transformă totul într-un mix de incidente care pot fi soluționate pe baza problemelor cheie de utilizare a securității, cum ar fi amenințări avansate, amenințări interne, răspuns la incidente, rapoarte de conformitate. Dacă ar fi să analizăm pe rând cei patru piloni, vizibilitate completă, detectarea amenințelor cu prioritate, investigații automate și răspuns integral la incidente, IBM QRadar oferă clienților o vizibilitate completă asupra mediului lor prin colectarea de date de rețele, servere, terminale, medii cloud și chiar alte instrumente de securitate. QRadar aplică analize avansate pentru a prioritiza cele mai critice amenințări folosind metode precum cadrul Mitre Attack, modelare avansată, inclusiv analiza comportamentală și corelarea cu surse globale de informații despre amenințări, cum ar fi serviciile interne IBM X-Force. De asemenea, QRadar automatizează investigațiile prin învățarea automată și inteligența artificială, reducând practic timpul dintre detectarea amenințelor și analize. Acest lucru dă timp echipelor de securitate să investigheze și să trieze amenințările mult mai rapid, folosind mai puține resurse. QRadar unifică fluxurile de lucru ale unui SOC prin furnizarea unui set de tablouri de bord, dashboard-uri și procese cuprinzătoare concepute pentru a simplifica și îmbunătăți procesul de detectare, de investigare și răspuns la incidente dezvoltate de-a lungul anilor în colaborare cu analiști de securitate de la mii de clienți QRadar din întreaga lume. Nu poți gestiona ceea ce nu poți vedea. Primul pas către atingerea obiectivelor de securitate cibernetică ale organizației este să obțineți vizibilitate asupra datelor de care aveți nevoie, atunci când aveți nevoie. Clienții QRadar pot obține această vizibilitate completă prin mediul de colectare de date folosite la peste 600 de integrări pre-built
care acoperă atât sursa on-premise, cât și sursa cloud, inclusiv terminale, servere, dispozitive de rețea și medii cloud, precum Amazon, Google, IBM, Microsoft, așa cum au mai fost menționate și de către ceilalți. Multe produse SIEM necesită proiecte extinse de integrare a surselor de date și de multe ori nu reușesc să detecteze dispozitive noi și activități suspecte din cauza datelor insuficiente sau a analizelor inadecvate. Acest lucru, evident, poate duce la întârzieri destul de mari de incidente cibernetice, între incidente cibernetice și detectare. Practic, Institutul Poneman a raportat că mai mulți atacatori care folosesc tehnici de tip low and slow pentru a evita detectarea pot fi în interiorul rețelelor și dispozitivelor victimei până la 256 de zile înainte de detectare, iar apoi poate dura încă 82 de zile pentru a opri și remedia daunele. În multe cazuri s-au descoperit că datele care indică atacuri în desfășurare erau disponibile pentru analiștii de securitate, dar lipseau tehnologia și cunoștințele necesare pentru a scoate datele din indicatorii cheie. Clienții IBM care folosesc QRadar pot folosi inteligența artificială. IBM, de altfel, a investit foarte mult în zona aceasta prin QRadar Advisor cu Watson pentru a automatiza sarcinile de rutină ale unui centru de operațiuni de securitate, pentru a găsi aspecte comune în investigații și pentru a oferi feedback analiștilor, oferindu-le timp să se concentreze asupra elementelor mult mai importante al unei investigații, totul rezumându-se la creșterea eficienței acestora. Este un exemplu de Cargill's Bank, folosește QRadar Advisor pentru a reduce timpul de investigare și pentru a îmbunătăți productivitatea analiștilor. Aceștia și-au dorit să îmbunătățească capacitățile defensive existente, ajutând în același timp și analiștii să se mențină la curent cu cantitățile masive de date de securitate disponibile, inclusiv nu numai sisteme interne, ci și date externe, cum ar fi informații despre amenințări, bloguri de cercetare, dar și alte date nestructurate legate de securitate. Pe lângă implementarea QRadar Security Information and Event Management, Cargill a implementat IBM QRadar Advisor cu Watson, după cum spuneam, iar implementarea a dat rezultate în mai puțin de o zi. La foarte scurt timp după aceea, analiștii de securitate au fost în măsură să identifice rapid o infecție izolată cu malware. Practic, unul dintre partenerii implicați în această implementare spunea cu Watson, analiștii au primit în câteva minute toate informațiile de care aveau nevoie pentru a efectua o investigație într-un pachet de date, inclusiv numele persoanei, malware-ul implicat, precum și adresa IP, adresa URL și numele de domeniu ale atacatorului. În mod normal, pentru a obține toate aceste informații ar fi durat câteva ore fără o astfel de soluție la îndemână. QRadar are o integrare robustă și cu platforma Resilient de la IBM, SOAR, cunoscută de foarte mult timp în portofoliul IBM. Acest lucru, practic, ajută echipele de securitate prin simplificarea procesului de triaj, de atribuire, de escaladare și de gestionare a incidentelor, prin crearea și repetarea tipurilor de incidente pentru un număr mare de probleme potențiale, cum ar fi un atac ransomware. Atunci când acestea sunt escaladate de la IBM QRadar, platforma SOAR generează un plan de răspuns detaliat, specific pentru incident, care permite membrilor echipei să răspundă rapid. Pentru a rezuma, aș vrea să trecem puțin printr-o arhitectură QRadar de cel mai înalt nivel. QRadar se integrează în infrastructura de securitate existentă a clienților, ajutându-i să vadă totul, să automatizeze informațiile și să devină mai proactiv, astfel încât să poată aborda în cele din urmă cazurile cele mai importante în utilizare în cadrul companiei. Modelul de implementare acoperă practic orice spectru,
Vorbim aici de configurația clasică on-premise, poate fi pe dispozitive hardware dedicate, cu software pe hardware deținut de client sau pe mașini virtuale. Este disponibil și software as a service în cloud, practic, așa cum spuneam, acoperă toate mediile de utilizare. Urmează partea de vizibilitate, care include colectarea de date din întreaga infrastructură IT, acoperind sute sau mii de surse de date, după cum spuneam. Stratul de detectare și investigare este practic nucleul motorului Sens Analytics al QRadar, care aplică această învățare automată, inteligența artificială și analizele avansate pentru a detecta, prioritiza și investiga amenințările. Urmează capabilitățile de răspuns la incidente ale QRadar, furnizate prin acel SOAR, ceea ce le permite clienților să vadă doar acele amenințări critice și să răspundă mai rapid la incidente și să îmbunătățească continuu procesele de răspuns. Iar în partea de sus se află cazurile utilizate de securitate, cele mai des întâlnite la QRadar, inclusiv detectarea amenințelor avansate, amenințărilor interne, securizarea resurselor de cloud, protejarea datelor critice, răspuns eficient la incidente, prioritizarea și gestionarea sarcinilor și dovedirea conformității. De ce IBM QRadar? Pentru că de peste 12 ani este lider în zona de SIEM, platforme de acest tip. IBM a investit în continuare în dezvoltarea și în susținerea acestei soluții, fiind o componentă importantă a zonei de securitate pe care o promovează. A fost recunoscut ca lider și în Forrester Wave. Evident, în Gartner Peer Insight de asemenea a fost apreciat și, din nou, Forrester a recunoscut că IBM este lider în servicii de securitate gestionate. Sunt mai multe zone în care QRadar on Cloud este găzduit și poate fi utilizat. În Europa avem în Frankfurt și în Londra. Iar aici este, mă rog, sunt câțiva dintre cei peste 6.000 de clienți pe care IBM, care utilizează QRadar de la IBM. Sunt și în România câțiva clienți. Din păcate, la acest moment, mă rog, cei cu care noi colaborăm nu mi-au dat acordul pentru a-i menționa, dar probabil în zona aceasta deja mulți dintre dumneavoastră îi știți. Sunt din zona bancară, din zona de telecomunicații. Pentru a rezuma puțin, QRadar oferă valoare rapidă și reduce foarte mult alertele fals pozitive. Practic, din nou, sunt niște date statistice. 73% dintre clienții care foloseau QRadar au recunoscut valoarea în decurs de o săptămână și au primit de asemenea cu 50% mai puține rezultate fals pozitive. Practic, aici este plusul pe care soluția IBM o propune, cumva să reducă timpul de analiză a unor astfel de incidente, astfel încât echipele de securitate să fie cumva degrevate în căutarea sau în prioritizarea anumitor alerte care ar putea compromite, să spunem, infrastructura IT a organizației. Găsiți mai multe informații și pe site-ul IBM, sigur ne puteți solicita și pe noi. Cam atât am avut eu să vă spun pentru astăzi. Mulțumesc foarte mult, Florin. E o prezentare foarte, foarte utilă și foarte bună. Numai cine n-a lucrat cu cine n-a încercat să înțeleagă esența dintr-o suită de loguri care vin disparate sau chiar și exact. Din SIEM-uri care agregă cât de cât niște date, nu poate să înțeleagă atât de bine cât de important este să ai un agregator de informație și, în principal, un agregator de informație, un SIEM, un tool solid,
care face și o parte din munca ta de analist, adică detectează, nu știu, face meaningless, dă sens informațiilor și elimină o mare parte din informațiile, din zgomot, așa cum spuneai, alertelor care vin peste noi. Asta este realitatea, la un moment dat, așa cum spuneai, 36% sau 44% nici măcar nu mai sunt investigate dintre alerte. Sunt niște cifre mari. Da, sunt niște cifre pe care, repet, experții care analizează piața le-au publicat și sunt de asemenea disponibile. Când am să trimit prezentarea, sunt link-uri pentru fiecare, pentru cei care vor să vadă mai mult. În plus, soluția cumva și anticipează anumite tipuri de manifestări, să spunem, de alerte, pentru că de aici vine plusul acela de integrare cu Watson, pe care IBM-ul îl promovează foarte, foarte intens. Da, acum o să păstrez întrebarea asta și pentru panelul care se urmează. Dacă tu îmi spui că 89% din companii au nevoie de personal pentru a-și asigura procesele de cyber security, este foarte mult și estimarea asta de 3 milioane este foarte, foarte mare și din perspectiva, să spunem așa, proceselor de transformare digitală, cea digitalizare accelerată în care întreaga societate merge în această direcție, cu siguranță că răspunsul este automatizarea, probabil. Că dacă aș întreba ce facem cu deficitul ăsta, cum suplinim, probabil că răspunsul este automatizarea. Da. Ce mi-a plăcut, Cargill era acea companie care în două zile și-a descoperit malware în organizație utilizând QRadar? Da, este o bancă, este un case study pe care IBM îl are chiar detaliat pe site-ul web și folosind partea aceasta de Watson au reușit să identifice acest lucru foarte rapid. Au adresat, să spunem, o nevoie punctuală folosind acest tool cu Watson și cu QRadar Advisor. Cum îți explici că Ponemon-ul spune că până să detectăm prezența malițioasă în sistem sau neautorizată în sistem, trec 256 de zile în medie? Pot trece pentru că, așa cum era menționat, practic sunt atacuri de tip low and slow, adică cei care intenționează să atace o companie, nu fac de cele mai multe ori brutal sau cumva se infiltrează lent, este o prezență nedetectabilă până la urmă, încearcă foarte multe portițe fără să, cum să spun, să forțeze prea mult sau să își facă simțită prezența. Sincer, o explicație la asta n-ar putea să o dea decât inclusiv, să spunem, companiile care au sau duc lipsă, să spunem, de astfel de soluții, și care pot confirma că pot descoperi în momentul când instalează, să spunem, sau configurează o astfel de soluție, probleme la care nu se gândeau sau care erau undeva latente și nu acționau. Florin Mareache, mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi alături de noi și te mai așteptăm. Mulțumesc foarte mult, Florin. Mulțumesc, toate bune.